Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit să deschidem Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează persoane cunoscute, opiniei publice. 5 persoane suspectate de trafic de droguri au fost reținute în urma unei ample operațiuni desfășurate de instituțiile de drept din Moldova, de comun cu cele din Muntenegru. Oamenii legii au efectuat 10 percheziții, iar în cadrul anchetei au stabilit cum funcționa întreaga schemă. Într-un comunicat de presă, Procuratura pentru combaterea criminalității și cauze excepționale menționează că suspecții ar fi membri ai unei grupări specializate în trafic de droguri și spălări de bani încă din 2017. Aceștia și-ar fi mascat activitatea folosind canale criptate de internet. De asemenea, ancheta a mai stabilit că aproximativ 35 de milioane de lei bani câștigați în urma vânzării de droguri ar fi fost circulați prin bancomatele din țară, iar pentru camuflarea ilegalităților ar fi fost folosite 70 de conturi bancare, inclusiv din Rusia și Ucraina. Cel care a pus la cale această schemă este un moldovean specialist în drept care a fost reținut în Muntenegru. Forțele de ordine au desfășurat 10 percheziții, în rezultatul cărora au ridicat documente financiare și bancare, telefoane mobile, cartele telefonice din Moldova, Ucraina și Rusia, precum și 120 de carduri bancare rusești, folosite pentru a induce ancheta pe o pistă greșită. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare. O nouă tentativă de examinare a dosarului privind angajările fictive în fosta direcție numărul 5. După ce ieri ședința a fost amânată la cererea șefului judecătoriei, astăzi magistrații s-au reunit din nou pentru a da start examinării cauzei. Acolo au fost prezenți cei trei figuranți pe dosar. Este vorba despre fostul ministru al apărării Alexandru Pânzari, finul de economie al lui Plahotniuc Dorin Tamir, care este și președintele FEIA, dar și fostul șef al Inspectoratului de Poliție Bălți Valeriu Cojocaru. În timp ce procurorii au cerut ca ultimii doi să rămână în arest, iar Pânzari să fie sub control judiciar, avocații au depus demersuri ca aceste măsuri preventive să fie anulate. Mai multe detalii, dar și declarații ale avocaților urmăriți la știrile de la ora 19 cu Angela Gonța. Furt ca în filme la Torino, un moldovean inspirat de celebrul film Casa del Papel a dat lovitura într-o măcilărie. Împreună cu bărbatul originar din Moldova a ajuns pe mâna oamenilor legii și un italian, ambii fiind suspectați de furt. Momentul în care cei doi au intrat în încăpere a fost surprins de camerele de supraveghere. Presa italiană scrie că cei doi au intrat în măcilărie forțând doblonul și au descis în casa marcată în care erau 300 de euro acolo. Bărbatul care apare în imagine a fost recunoscut de ofițeri datorită unui detaliu, pantalonii roșii pătați cu vopsea albă erau de aceiași care îi purta un bărbat oprit în seara precedentă pentru un control de rutină. Complicele moldoveanului, un italian în vârstă de 34 de ani, a fost reținut după ce în locuința lui a fost găsit același hanorac cu masca Dali, simbol al celebrului serial. S-au pornit la furat, iar pentru a nu fi reținuți s-au culcat în dormitor și s-au dat drept proprietari. Este isprava a doi indivizi din raionul Ialoveni care au ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind prinși de agenții de pază care au recepționat la alarmă. Cazul a fost înregistrat acum câteva zile la Costești, raionul Ialoveni. Poliția spune că locuința în care cei doi indivizi ar fi încercat să dea lovitura era păzită de o companie privată, pentru că proprietarii sunt plecați peste hotare de ceva timp. Astfel, cei doi bărbați au intrat în casă, moment în care s-a declanșat alarma. Ajunși la fața locului, agenții de pază i-au găsit pe cei doi bărbați în dormitorul familiei, în timp ce stăteau în pat. Aceștia însă au fost reținuți și predați ulterior forțelor de ordine. Jos, la pământ! La pământ, jos! Mâinile după cap! La fața locului, polițiștii au stabilit că doi bărbați cu vârsta de 30 de ani, originari ai raionului Ialoveni și respectiv municipiul Chișinău, au pătruns în domiciliul unei familii din localitatea Costești, pe unde au încercat să-și tragă bunuri în sumă de 10.000 lei. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de furt. Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore. Zi neagră în Chișinău. Trei bărbați au fost găsiți decedați în plină stradă sau în parc. Primul caz a fost înregistrat la primele ore ale dimineții pe strada Sciusăv din capitală.
Corpul nesuflețit al unui bărbat a fost găsit la pământ. La prima examinare, oamenii legii nu au observat semne de moarte violentă și presupun că victima ar fi decedat în urma unui stop cardiac. Un alt caz a fost înregistrat la intersecția străzii Grenoble cu Costujeni. Trupul unui bărbat a fost găsit în stare de putrefacție de către trecători. Polițiștii au îndreptat rămășițele umane la expertiza medico-legală pentru a fi stabilită cauza decesului și identitatea victimei. La câteva ore distanță, în apropiere de un restaurant de pe șoseaua Hâncești, a fost depistat un bărbat strangulat. Toate cazurile sunt cercetate de oamenii legii pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Nu a cedat trecerea și a lovit o mașină care se deplasa pe drum principal. Ca urmare, două persoane din automobilul care a fi provocat accidentul au fost rănite și duse la spital. Impactul s-a produs la o intersecție din municipiul Bălți. Accidentul a avut loc azi dimineață în jurul orei 7:20 la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Cicicalo din Bălți. Au fost implicate două mașini, una de marca Suzuki și alta o Dacia Logan. Potrivit presei locale, care citează surse din poliția municipiului, șoferul din Suzuki a ignorat regulile de circulație și nu a cedat trecerea. În consecință, a lovit o Dacia care se deplasa pe drum principal. Impactul a fost mai puternic pentru persoanele care se aflau în Suzuki. Astfel, două persoane au fost transportate la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. O persoană s-a ales cu traume la cap, iar cealaltă la oasele bazinului. După ce au fost consultate, acestea au decis să continue tratamentul acasă. Martorii la scena accidentului afirmă că mașina de marca Suzuki aparține unei companii de pază privată. Circumstanțele în care s-a produs accidentul continuă să fie cercetate de oamenii legii. Șoferul, care va fi găsit vinovat, va fi sancționat în funcție de leziunile victimelor. Descinderi la întreprinderea de stat Cartuș, procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale împreună cu polițiștii au desfășurat mai multe percheziții. Oamenii legii spun că acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate într-un dosar de contrabandă fără a oferi mai multe detalii. De asemenea, până la această oră nu a fost reținută nicio persoană, spun reprezentanții PCCOX. Caz șocant în raionul Kamenka, o fetiță de 6 ani a ajuns la spital după ce a fost lovită cu capul de masă de tatăl vitreg. Acesta s-ar fi înfuriat că fata, care este elevă în clasa 1, nu și-a făcut bine temele pentru acasă și a rupt ghiozdanul. Medicii au stabilit că victima s-a ales cu o traumă craniocerebrală închisă, comoție și lovitură la nas. Cazul a ieșit la suprafață din întâmplare. În acea familie cresc 4 copii. Cel mai mic dintre ei este unul sugar, care s-a îmbolnăvit și a fost chemat ambulanța. În timp ce examinau bebelușul, medicii au observat că fata de 6 ani avea o vânătaie mare pe față. După ce au început să adreseze întrebări, s-a stabilit că de vină este tatăl vitreg al victimei, un bărbat de 29 de ani. Nu este prima dată când acesta îi agresează pe copii din prima căsătorie a soției. După acest caz, inspectorii responsabili de problemele minorilor urmează să monitorizeze familia mai des. Experții vor evalua și gradul leziunilor provocate fetei pentru a-l putea atrage la răspundere pe tatăl vitreg. Atât pentru rubrica de astăzi. Vă invit și mâine de la 18:50 cu alte informații. Imediat după urmează știri cu Angela Gonța. O seară fără incidente vă doresc!